care le-ai avut acum, pare că un subiect foarte sensibil a fost acești pelerini care merg cu tine la Arsenie Boca și cum filmul tău îi spune. Și ai fost întrebat inclusiv, s-a menționat la un moment dat că lucrurile astea ține de intimitatea lor, de pasiunea lor pentru Arsenie Boca și mă gândeam că de fapt e ceva destul de contradictoriu noi, ca să zic așa, că vedem pasiunile astea în ritual mistic, inconștient, nu știu ce, ca fiind ceva rușinos și care nu e expus, în timp ce oamenii tăi din film păreau destul de împăcați cu ei înșiși, adică sigur la un moment dat ataș frontală asta, că sigur că oamenii o să vă judece și e foarte regulă. Da. Poți să-mi spui puțin despre dinamica asta dintre expunere și pur și simplu a da spațiu cât da. Să fie? Cred că, nu știu, un film care încearcă să vorbească despre credință și iraționalitate sau magie nu poate fi, nu știu, prezentat dintr-un punct de vedere teoretic, așa abstract, adică sunt chestii intime, clar, na. Și oamenii au acceptat să vorbească deschis despre asta, știau dinainte că o să vorbim despre asta. S-au bucurat că, cred, mă rog, nu știu dacă s-au bucurat, dar faptul că îi ascultă cineva, cred că e important și cred că merită ascultați. Pentru că de obicei ai acest discurs, despre babele care merg în pelerinaj, care e super patronizing și destul de stupid și el, dar nu, dincolo de asta, de această caricatură, sunt niște oameni care au fiecare alte povești și asta am încercat să văd cum oameni atât de diferiți se unesc într-un soi de intersecție de asta. Discursul progresist, ca să zic așa, invoc întotdeauna sărăcia radicală, educația precară, atunci când încearcă să explice de ce atât de mulți oameni ajung în brațele religiei, în timp ce pare că oamenii au povești foarte diferite, adică nu pare că sunt, că au trăit cele mai rele vieți, au ajuns după aceea în brațele religiei. Depinde de generație, cred că asta se vede în film, nu? Că sunt generațiile care erau active în 1989-90 și care au trecut până tranziția asta idiotă de la noi și care au pierdut un standing, un statut, nu? Au pierdut ce au avut. Și după aceea sunt oameni care au probleme personale, traume personale, probleme de sănătate, motivația e diversă, știi? Sigur că nu sunt cazuri tragice, să zicem, sau... Da. Și spune-mi puțin, în acest making of pe care îl faci cu ei, practic, așa, atunci când pare că pui scenă un documentar, care e fățin și chicios, ca să-i spunem așa, ce aveai în minte, la ce te refereai atunci când făceai scenările alea? Venea din estetica ProTV-ului, semăna cu icoanele sau cu toate aceste produse de export larg cu Arsenie Boca? Da, într-un fel m-am uitat destul de mult la cum sunt puse în scenă și iconografia religioasă, dar și mai ales ce ajunge în media, cum sunt construite icoanele astea de TV. Da. Știi? Și ideea asta de a avea un fel de talk show în natură e de la TV, nu e vreo invenție de a-i pune pe oameni să dezbată în natură. Ce e interesant cum i-a reprezentat Arsenie Boca ca la scară largă? Adică ți se pare că sunt niște trop care a meritat analizați în succesul imediat? Ca să spunem așa, la început spune că e hipeș. Da. Ți se pare că ajută? De asemenea, pare că majoritatea fotografiilor cu el sunt într-o oarecare tinerețe a lui. Adică nu sunt cu el asenectute, ca să spunem așa. Da. Da, cred că e, cum să zic, pe de-o parte și el și-a selectat, cum zic și în film, și-a selectat destul de atent imaginile și fiind, mă rog, având pregătirea asta de arte vizuale, parcul de la Sâmbăta, din mănăstire, de exemplu, e o scenografie a lui cu pietrele cum sunt așezate și vasele alea de ceramică și el poza în fața acestor, e o fotografie în film, poza în fața acestor aranjamente scenografice pe care le făcuse tot el. Deci mi se pare că toată mizanscena asta a practicat-o și el. După aia, într-adevăr, de ce există însă, zicem, privirea cealaltă, care e privirea autorităților, când e el arestat și sunt niște poze de atunci din pușcărie, poze față profil,
de poliție, nu? Care îi scapă, miza în scene astea personale, și după aia sigur că e selecția, să zicem, mediatică românească de după 90, în care evident că sunt aceste portrete hipnotice, 1-2, pe care sunt alese și care sunt recirculate și care se colorează ochii în albastru, că aveau ochii albaștri sau se pun niște raze sau... Dar e o iconografie care apare în toată lumea, na, creștină, ortodoxă sau nu, cred. Și spune puțin, practic, recuperarea de Nevoca începe foarte agresiv în anii 2010? Am mai făcut un filmuleț de 20 de minute cu jurnalistul care l-a descoperit pe Arsenie Boca și a scris prima dată despre el în 1999, că am făcut un pic de research să aflu cum, când a apărut chestia asta, să pun degetul pe. Și primul articol despre Arsenie Boca din presa românească e un articol din 99, scris de... Începutul, de când a explodat. Și a explodat spre 2007-2008-2009, cam atunci a fost apogeul, da, cred, sau mă rog, mulțimile mari. Și spune puțin, sigur, documentarul se termină destul de pesimist, nu-i așa, încercați să explici o lume străinăție, da, proprii tăi termeni și spui că nu ai reușit. Dar aveam să te întreb când, adică, când ți-ai dat seama că poți încheia documentarul ca pe... Bine, o înfrângere, ca să-i spunem așa, și nu a existat dorința de a continua și mai mult. Păi, practic, bucata asta finală e ultima pe care am croșetat-o târziu. Cred că terminasem, practic, închisesem montajul de fapt și am revenit. Îți suna altfel voice-over-ul final. Și am simțit nevoia de... concluzia asta, să zicem, dar în același timp nu cred că e foarte... Sună pesimist, dar de fapt nu cred că e chiar așa. Sună superficial pesimist. Cred că încheierea asta vorbește de faptul, despre faptul că există un soi de barieră care e această credință pe care eu noi am și eu au și care nu e, cum să zic, permeabilă. Ea există. Și atât. Nu poți să faci nimic în privința asta. Okay. Poți să... Și cu asta cred că m-am ales, știi? Cu înțelegerea și relațiile cu acești oameni. Cu asta m-am ales. Și dincolo da, de a fi excentric, cu pasiunea lor, care pare a fi într-adevăr foarte puternică pentru Arsenie Boca, e și, nu știu, interesantă că nu așa, se vorbește despre cum mai există foarte multă pasiune în secolul 21, mai fapt le îndeplinește și da, sigur că... Cine zice că nu mai e pasiune? Pasiune la scară mică, ca să le spunem așa, și sigur că religia în continuare mai dă exemple de pasiune foarte, foarte puternică. Și vreau să întreb dacă există ceva impresionant, inspirațional la oameni care dedică atât de mult din ei pentru ceva. Nu știu, eu sunt pasionat de rațiune, nu, da, știi, și de istorie și de lucruri, de factfulness, nu de, deci nu mă inspiră asta, genul ăsta de pasiune, dar poate n-am eu organul pentru așa ceva, știi, pur și simplu e o diferență aproape anatomică, știi, pe care nu o poți depăși. Și, da, trăim cu bariera asta, dar cred că problema e cum negociezi social această barieră. Ca ea să nu devină un fel de falie în care o să cădem cu toții la un dat, luându-ne la bătaie. Și sperai că excursia asta cu autocarul o să vă ducate de aproape încât unele lucruri vor cădea? Așa. Da, așa am crezut, că dacă trecem printr-un examen... de tabără, de și de factfulness și, nu? De raționalitate vom găsi și, na, o să mai erodăm un pic pasiunea pentru mit, nu? O să mai erodăm un pic mitul, dar și o să negociem altfel chestia asta. Dar ce da, interesant e că de fapt
de cel mai adesea nu neagă ce spui tu. Adică atunci nu e așa că tu totuși nu, ești destul de franc cu ei. Mm. Le spui ce crezi și le spui istoria așa cum o știi tu, ca să zicem așa, istoria factuală. Da. Pe care pare că ei nu contestă, adică pare că aceste fapte pe care le pui în fața lor exclud. Nu schimbă cu nimic da. Situația, da. Da. În sensul ăsta... În sensul ăsta... Păi cred că în sensul ăsta vorbesc de această... De oceanul ăsta de confuzie și de... În care mă aflu și eu după... Da, toate discuțiile astea. În mesajul Serie Boca, cel mediatic, cu cărți publicate, etc. Mm-hmm. Există și alte încercări de demistificare? Păi a existat cartea Tatianei Niculescu, care a fost percepută ca o mare încercare de demistificare, de biserică mai ales, și în pelerinajele pe care le-am făcut eu așa random, înainte, în autocare, se vorbea de foarte... urât despre cartea asta ca o mare porcărie. Eu nu cred că e așa, dar cred că e un gen literar romanțat, știi. Alte încercări, nu, de fapt. Și asta e iarăși curios, nu? Că nu există alte încercări de demistificare, mă rog, nici măcar cu scopul de demistificare, ci măcar de pus în pagină niște date, fapte. Ok, le ce te așteptai de la prima proiecție de la tine? Ah. Te așteptai la o confruntare ceva mai fețișă sau te așteptai la fix ce-a fost? Da, cred că proiecția de festival sunt așa un soi de acvariu în care lumea vrea să fie drăguță și amabilă cu regizorul și entuziastă și nu sunt un barometru prea precis așa al... Ok, dar de fapt, care e distribuția ideală? Nu mai știu. Da, știm că cinematografele... La căminele culturale din întreaga țară. Adică da. Televiziunea apare mai degrabă un loc ideal pentru... Poate ca filmul ăsta să ajungă la oameni pe care i-ar stârni, așa. Mm. Da. Dar n-avem o televiziune în spate acum, deci... Da, o să facem ce o să putem în condițiile astea de, mă rog, proiecții de mall-uri inițial și o seamă de proiecții în locuri, să zicem, localități mai mici, unde mai există câte un cămin cultural sau... un loc unde poți pui un ecran și așa. Dar ceea ce e un efort, sigur, mare. Mai spune puțin, tropul ăsta cu filmarea, de ce ai insistat pe el? De ce simți că e nevoie un film de aceste reconstituire? Din multe privințe. Întâi pentru că, nu știu, mitologia lui Arsenie e o mizanscenă în sine, nu? El o făcea, cum am vorbit. Biserica o face în altfel. Abia aștept să văd cum va arăta icoana Sfântului Arsenie. Nu cred că va avea legătură cu nicio imagine pe care am văzut-o până acum. Pentru că ei trebuie să-l scoată din această aură de june fermecător. Va fi un bătrân alb la păr, fără carismă. Deci biserica a decis că va canoniza. Nici asta nu e. Se negociază canonizarea lui și e anunțată de prin 2018, de când s-a depus dosarul. Și era anunțată pentru anul ăsta. Și, da. Te interesează fenomenele astea în masă în general? Adică înainte de Arsenie Boca te interesează? Adică Trache Lupu, una de la Magrăbit, Grigore Bricolaru, că tot ai arătat în Da. Înainte, nu știu, n-am avut un program în zona asta, da. Nu un program de te interesat la modul intelectual. Da, așa, da, da. Cu oamenii când se ajunge la... Da, 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 da. Și am și... Pe Trache Lupu e clar legat de povestea lui Arsenie și cred că și există o referință la Arsenie în scrierile lui despre Petrache și mai departe.
Dar și acolo e, există și filmări cu Petrache Lupu. Deci există filme la arhivă cu Petrache Lupu, vreo două. Inclusiv Petrache Lupu a fost dus să-l vadă pe rege, deci s-a ajuns până acolo. A fost super manipulare, mistificare politică. 1935, adică iarăși cam multe paralele, nu? Istorice, așa. Dar, da, nu, n-am un program în zona asta, da.